Una Verde cu Mona Nicolici la Europa FM. Cunosc mulți oameni care iubesc natura și care fac orice pentru a proteja mediul, însă nu așa de mulți temerari cum este invitatul meu de astăzi, care a ajuns departe pentru a încerca să surprindă, chiar și într-un mod artistic, efectele schimbărilor climatice acolo unde noi ajungem mult mai greu. Rareș Beșliu, pentru că despre el este vorba, este primul fotograf român care a ajuns la pe lângă Polul Nord sau foarte, foarte aproape de Polul Nord pentru a documenta artistic da, viața de acolo, viețuitoarele și efectele schimbărilor climatice. Bine ai venit, Rareș, la Misiunea Verde! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Este primul tău interviu după întoarcerea de la Polul Nord. Și sunt foarte curioasă să te întreb ce te-a determinat să, să pleci acolo, să iei așa o decizie de temerară, crede-mă. Mi, Mi se pare nu foarte ușor să, să decizi să pleci să stai atâtea luni acolo, dincolo de nevoia de a găsi imagini spectaculoase. Era un vis de-al meu din copilărie, pot să spun, de a imortaliza cumva urșii polari, de a-i vedea, de fapt, în, în mediul lor natural, altundeva decât la grădina zoologică. Îi văzusem și la grădina zoologică în, în Canada. Însă pentru că am ajuns la maturitatea la care pot să mă gândesc la așa ceva, anul trecut am căutat pe cât posibil să îmi să îndeplinesc cumva visul. Am găsit o posibilitate de a ajunge acolo. E destul de greu să te îmbarci pe un spărgător de gheață. Am avut noroc pentru că cineva a renunțat la locul, la locul lui. Și uh, am reușit să ocup acel loc. De obicei trebuie să aștepți între 2 și 3 ani de zile să găsești un astfel de loc. Eu am reușit în câteva luni. Sunt norocos să spunem. Uh, și uh, o astfel de expediție e normal să o pregătești în amănunt. Pregătind-o am citit cât se poate de mult despre acel loc minunat, Zvalbar se numește. Uh, care este cel mai nordic punct al planetei, cea mai nordică așezare, cel mai nordic aeroport, acolo totul este cel mai nordic. De acolo toate direcțiile merg spre sud. Da, exact. Uh, și pe măsură ce citeam, uh, eram uluit, realmente, de ce se întâmplă cu mediul, ce se întâmplă cu efectele schimbărilor climatice, cum trăiesc acei oameni, ce se întâmplă cu animalele și atunci mi-am dorit mai mult. Mi-am dorit... Uh, uh, să experimentez și să văd și celelalte regiuni arctice, în așa fel încât să am o imagine de ansamblu. Și am ajuns să introduc pe lista călătorilor mele trecute sau viitoare, Groenlanda și Nordul Canadei. Acum imaginea tot incompletă era și am ajuns să vizitez toate aceste locuri în ambele anotimpuri, atât în vara polară cât și în iarna polară în așa fel încât imaginea să fie, să fie cât mai... Cât mai nu, nu, cred că există un loc pe planetă mai Plin de gheață, mai friguros, mai departe de civilizație, deși ciuda să spun asta, că nu știu unde e. Ce Cezar Petrescu, spunea țara ghețurilor veșnice? Cum uh, ai găsit locul ăsta? Am aterizat la uh, Longer Bien, este la 78 de grade nord, în Pantalon scurți. Uh, în ultima zi, când ne-am întors de la cel mai apropiat punct de polul nord, făceam plajă pe, pe vapor, pe vas. Erau, asta e ciudat. Erau 14 grade. Asta da. e foarte ciudat. Cam cât uh, ar trebui să fie în mod normal acolo? Foarte puțin peste 0. Deci pe în luna iulie. Mai da. mult de 14 grade da, peste temperatura da, normală. Da. Uh, sunt zile în care se înregistrează mai mult de 20 de grade, sunt zile iarna când temperaturile oscilează între minus 30 și plus 18 grade în aceea zi. Asta este un efect al schimbărilor climatice. Da. Ce altceva ai mai văzut acolo care te-a speriat, să spunem așa, din perspectiva asta? Uh, primul rând uh, lucru care efectiv m-a speriat a fost invazia de țânțari uh, niciodată, nici măcar în delta Dunării nu am văzut țânțari atât de, de, de uh, virulenți da, ucigători la propriu uh, era o companie uh, care te ducea în larg asta se a în Groenlanda uh, era o companie care te ducea în larg în zona se numește Ice Fjords și uh, poți să navighezi în zona unde sunt uh, cei mai mari iceberg, uh, bă, cele mai mari iceberg din, din lume uh, și întrebam dacă sunt și acolo în pentru că pe uscat realmente nu puteam să stau. Și spuneau că da, sunt și acolo în dar sunt aduși de pe uscat, adică bă, ei cu tine și duci în no, larg. Au mai fost înainte, uh, în, ultimii sau? An, în, da, în ultimii ani? În ultimii ani da. Cam de când a început populația să se confrunte cu asta? Că bănuiesc că e ceva totuși nou pentru ei? Schimbările climatice se simt acolo uh, din ce în ce mai, mai, mai puternic în ultimii 10-15 ani. Mi-am uh, am făcut o prietenă în, în, în Groenlanda, uh, se numește Tuperna, pe site-ul la nord.ro uh, există și un interviu cu toată copilăria ei, cum a copilărit, cum, uh, cum trăiește copilul ei acum, uh, care sunt diferențele, cum erau iernile, cum se hrăneau uh, inuiții. Uh, lucrurile diferă radical. Adică astăzi, eu am stat 9 zile în Groenlanda, în august, și am avut o singură seară senină. Într-o singură seară am avut frumosul Midnight Sun, lumina aceea pe care orice fotograf din lume o caută. În rest, toate celelalte seri au fost pline de ceață. Ceață atât de densă încât la distanța la care suntem noi nu ne vedeam. Cât de reale sunt uh, imaginile acelea pe care noi le vedem de multe ori la televizor, cu ghețari enormi, unii dintre ei cât o țară, care se prăbușesc uh, și dispar? Sunt uh, Majoritatea din Groenlanda sunt precum clădirile de birouri din nordul capitalei. Atât sunt de înalți. Cât despre mărimea lor, sunt impresionanți, realmente impresionanți. Și e adevărat că se uh, topesc mai repede decât uh... se aștepta oricine? Studiile arată că se topește Groenlanda, în sine se topește de șase, de șase ori, mai, ori mai de șase ori mai repede. Mai repede. Da. Uh, aceste iceberguri provin din cel mai mare ghețar din din lume, uh, acest ghețar înaintează cu 40 de metri pe zi. Deci 40 de metri de gheață din acest ghețar ajunge în ocean zilnic. Uh, este ghețarul despre care se presupune că din care se presupune că provine uh, icebergul ce a lovit Titanicul. Uh, în schimb, uh, este foarte, foarte periculos să te afli în, în preajma lor. Pentru că, subit, se întorc, pur și simplu, știi? Cu, cu... Uh, da. Și noi simțim efectele schimbărilor climatice. Se știe că Europa se încălzește de două ori mai repede decât media globală și noi ne confruntăm cu țânțari și diverse viețuitoare care sunt din ce în ce mai agresive. Aș vrea să revenim să ne povestești un pic despre ce se întâmplă acolo, despre viețuitoare și cum se adaptează ele. Suntem cu Rareș Beștiu, primul fotograf român care a plecat să documenteze viața la Polul Nord și care sunt efectele schimbărilor climatice. Nu plecați, revenim în câteva clipe cu Misiunea Verde să mai aflăm lucruri interesante de la Rareș Peșliu. Rareș, în lupta asta ta, care deja a devenit o luptă de activist, am văzut, că, am văzut pe site-ul tău că ți-ai luat viețuitoarele alături și că fiecare are un mesaj pe care vrea să-l transmită oamenilor. Spune-ne câteva și să vedem cum îi atragem pe oameni să intre să vadă ce e acolo, că e frumos? Am simțit nevoia să le dau glas pentru că eu sunt de părere că pot fi mai convingătoare decât noi. Dacă noi nu înțelegem că aerul pe care îl respirăm este greu și deloc plăcut pentru plămânii noștri, poate că auzindu-l din gura altuia sau din gura unei viețuitare care în mod normal nu vorbește, nu grăiește, Uh, poate că măcar ne atrage atenția și ne face să ne gândim. Uh, și în felul acesta am lansat o campanie de mai multe vizualuri. Uh, încerc să avem în fiecare lună câte un vizual nou în care viețuitoarele să-ți mulțumească pentru un gest cât de mic al tău pe care îl poți face. Spre exemplu, uh, îți mulțumesc pentru că trimiți mai puține e mail dar cu mai mult sens. Uh, până și e-mail-ul poluează, nu doar plasticul e înseamnă servere, e înseamnă metale rare, adică minerit, e-mailul înseamnă consum de energie extraordinar de mare. Îți mulțumesc că stingi lumina doar, nu doar atunci când faci dragoste, am văzut acum da. un mesaj frumos. Da. Uh, Imaginile sunt absolut fabuloase, deci sunt uh, minunate. Uitându-mă la ele, îți spun foarte sincer că mi-a venit gândul, că mi-ar plăcea să. Merg prin București sau prin orice alt oraș din România și să le văd mari uh, și mesajele astea atât de puternice, să le văd peste tot. Eu cred că oamenii ar fi un pic mai sensibili, mai buni, uh, cred că un pic s-ar inspira din asta și le-ar și -ar, și -ar schimba un pic atitudinea. Te asta? Să faci asta a fost și ideea cu care am pornit la drum și suntem în curs de a găsi parteneri care să ne ajute și să realizăm, să ne realizăm acest vis. Păi atunci să le spunem partenerilor, să le spunem companiilor și celor care vor să vă sprijine că ăsta ar fi un mesaj extraordinar de puternic și cred că ne-ar face pe toți un pic mai optimiști, poate, un pic mai buni în momentul în care te conectezi, chiar și prin fotografie, care este extraordinar de frumoasă. Eu mi-aș dori să, să, să mă uit, să mă pot uita în fiecare zi la, la astfel de imagini. Cred că ne ajută un pic să ne sensibilizăm sau și chiar să fim mai Uh, mai puțin îndrăjiți așa în lupta asta noastră către nimic, de fapt și uh, fac apelul ăsta sper să fiți ajutați, sper să vină cât mai, cât mai mulți parteneri să vă, să vă sprijine. Să văd la metro, de exemplu, în stațiile de autobuz, să văd, să văd imaginile astea cu natură, pentru că ne lipsește spațiul verde, ne lipsesc da. pădurile, au început să dispară în jurul orașului, avem doar promisiuni că se vor da bani pentru păduri urbane, ONG-urile se străduiesc să facă toate lucrurile astea, dar se întâmplă foarte greu. Măcar așa poate reușim să aducem natura în, în spațiul ăsta urban. Rariș invita acum să facem împreună o rubrică Știască. Și spune-ne, te rog, care sunt acele lucruri pe care tu le-ai aflat acolo și poate noi nu le știm? Le-am aflat și le-am simțit, uite, țânțarii, spre exemplu. Eu sunt un temerar al deltei Dunării, în principiu. Și obișnuiesc să, să iau țic, țânțarii de pe mine cu miile. Mi s-a întâmplat în Groenlanda să, 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 să fie mai rău din punctul ăsta de vedere. Adică, cum se explică asta, că totuși delta Dunării este unde este și e o temperatură complet diferită decât în Groenlanda. Cum e posibil? Cum, cum explică oamenii de acolo așa ceva? Efectele schimbărilor climatice, încălzirea globală, marea nu mai îngheață în Groenlanda, iarna mare aceea îngheța, acum nu mai îngheață. Permanent este ceață. În fiecare zi, cel mai, cel mai probabil, ai peste 16 ore de ceață. Ceață atât de densă încât nu poți vedea la 10-15 metri. Ce altceva mai poți să ne spui de la capitolul știați că? Uite, icebergurile, spre exemplu, sunt unele dintre ele sunt atât de mari precum le, le poți confunda cu vase de croazieră, hoteluri sau clădiri de birouri. Este foarte periculos să stai în preajma lor pentru că se pot întoarce subit și în momentul ăla te prind sub ele și nu ai nicio șansă să scapi. Ce îmi spui despre urși? Urșii polari, cei pe care ei ai și după care ai plecat? Da, sunt foarte periculoși. Dacă te prind pe uscat, nu e bine. În schimb, pe zi ce trece, trăiesc tot mai greu, pentru că sunt, sunt hrana lor este pe cale de dispariție. În ideea în care focile ne mai înghețând oceanul nu mai au cum să trăiască Ele au nevoie la fiecare 30 de minute să iasă la suprafață Adică focile sunt pe cale de dispariție? Da, focile sunt pe cale de dispariție și ce mănâncă urșii polari? Urșii polari mănâncă foci în mod normal. De, știu asta, dar ce mănâncă acum? Acum mănâncă reni că sunt pe uscat, și mănâncă pești. Ă, știu de asemenea că, tot de la tine, știu că au ajuns să se împerecheze cu urșii grizzly. Da. De ce? Pentru că sunt captivi pe uscat în momentul acesta. Bregatul urșilor polari este în nordul Canadei. Alaska este la granița este pe teritoriul canadian, chiar dacă aparține de America, este în zona canadiană. Urșii sunt captivi în momentul ăsta pe uscat până la mijlocul lunii decembrie, când începe oceanul să înghețe și să plece pe ocean și se luptă cu urșii grizzly pentru aceeași bucată de pește. Și până la urmă au ajuns da. să se iubească, să da, înțeleg, da. în loc să, de la luptă la iubire. Absolut. Asta e un mod de adaptare a viețuitoarelor acolo, e adevărat. Pare idilic, dar de fapt nu e așa, după părerea mea. Spunem dacă a fost vreo imagine care te-a impresionat foarte mult și pe care n-ai reușit să o surprinzi. Da, cel mai frumos iceberg pe care l-am văzut în Groenlanda. Îl fotografiam, încercam să-l fotografiez, pentru că fotografia nu înseamnă doar a apăsa pe buton. Uh, în, timp ce, în timp ce încercam să-l fotografiez și să-l filmez, a început să se, să se rotească, s-a întors cu, cu, cu fața în jos. Să dar tu nu erai pe el. Nu, eu eram ah. relativ aproape de el. Uh, și a fost o imagine în care drona mea era în aer și uh, ar fi putut să filmeze, dar eu ar fi trebuit să apăs un buton și nu am putut să apăs acel buton. Nu, eram cât se poate de captivat de ceea ce se întâmplă. Și, uh, în fine, am ratat acest moment, dar a fost, uh, a fost incredibil. Ce s-a schimbat în percepția ta după toată experiența asta? Sunt din ce în ce mai vehement în ceea ce privește grija pentru natură. Dacă am plecat acolo fiind conștient că trebuie să facem ceva, m-am întors de acolo și cred că o apuc, o apuc așa pe un drum spre a milita. Adică tu te față acolo de să faci fotografii, să surprinzi uh, viața urșilor polari și a viețuitoarelor de acolo. Știu că ai plecat cu ideea asta de a surprinde și schimbările clima efectele schimbărilor climatice și acum ai devenit aproape activist de mediu. Da, eu am plecat acolo să văd cum se chinuie acele animale și acei oameni și m-am întors știind că mina de cărbune de la Svalbard s-a redeschis din rațiuni economice, e profitabil acum pe, pe, pe fondul războiului Uh, în Groenlanda am aflat că de la anul va începe uh, un uh, turism uh, acerb în relația cu America. Dacă astăzi se întâmplă ca de două, trei ori pe săptămână să acosteze câte un vas de croazieră din acela mare în uh, Iulisat și uh, să umple acel orășel de, de turiști, uh, acum se construiesc două aeroporturi internaționale special pentru ruta cu America ce vor fi deschise anul viitor. Iar asta nu e bine deloc. Și ce ai de gând să faci? Din Dincolo de expoziția pe care o vei avea pe 12 octombrie, știu că ai, ai plecat cu gândul ăsta că vrei ca experiența ta să fie și o modalitate de, de conștientizare, de a încuraja România să ia măsuri împotriva efectelor schimbărilor climatice. Tu pui foarte multă emoție în fotografie. Crezi că e suficient ca să schimbi ceva în mentalitatea oamenilor? Important este să încerci. Iar eu am pornit întotdeauna de la exemplu personal. Până acum 4-5 ani de zile nu eram foarte. nu aveam ochii atât de deschiși vis-a-vis -vis de ce se întâmplă cu natura. Dar odată ce am început să petrec timp în natură, din ce în ce mai mult, am ajuns să o iubesc. Iar natura este singura care ne iubește necondiționat. Până și părinții, cumva ca să obținem ceva de la ei, ne pun să învățăm, să ne facem patul, să ne spălăm farfurile. Natura nu-și cere nimic ce-ți oferă. Da. Uite acum la final ce mesaj le-ai spune ascultătorilor Europa FM care să-i convingă să militeze și ei și să facă ceva în fiecare zi, un gest cât de mic pentru că e important. Petreceți cât mai mult timp în natură și dacă vedeți orice gunoi pe jos, nu conteniți, ridicați-l. Plantați, 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 aș mai spune eu. Nu mai consumați plastic. Astăzi să vorbim și cu uh, altcineva uh, care e inspirațional pentru mine și care trăiește și eu încerc să fac asta în fiecare zi, să, să fac în fiecare zi ceva care să aibă legătură cu a proteja mediul, cu a scădea emisiile de carbon. Orice, oricât de puțin aș face. Um, poate că singura mea speranță este că deja văd lângă mine cum se adună câte unul, câte unul și începem să fim. Mai mulți. Uh, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să faci primul tău interviu uh, aici, la Misiunea Verde, după ce te-ai întors din în această expediție. Știu că vei pleca din nou. Așteptăm să vedem uh, fotografiile pe care le-ai surprins acolo. Și, uite, astăzi e o ediție specială pentru că ai venit uh, la noi și uh, specială și pentru că astăzi vom avea uh, două medalii verzi. Primați este oferită din partea noastră Mulțumesc, și să rămâi activ să te faci activist. Vreau să văd ce faci pentru asta. Mulțumesc mult pentru invitație și vă invit dacă vreți să vedeți, vă invit să vedeți de fapt primele imagini din, de la Polul Nord vor fi expuse pe 12 octombrie în piața Amzei, în cadrul Bucharest Photo Fest. Și dacă vreți să aflați mai multe despre Rareș Beșliu, intrați pe site-ul lui, pe Instagram și pe Facebook și veți vedea niște fotografii spectaculoase și informații foarte frumoase de acolo, calde, de la fața locului. Rămâneți pe aceeași frecvență cu noi. Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.